Bună ziua și vă salut de 1 mai. Câte astfel de terase fără autorizație aveți la Timișoara? Deocamdată vorbim despre 7 terenuri mari, dar vorbim despre peste 55.000 de metri pătrați. Atenție, domeniul public, adică aici nu vorbim despre niște proprietari care și-au construit anumite construcții fără autorizații pe domeniul lor, ci de fapt pe domeniul public și în zona zero a orașului, adică fix pe malul Begăi. Și acolo de zeci de ani, de fapt, persistă această situație în care au pus mâna pe domeniul public, au construit cluburi, terase, restaurante, alte clădiri, și asta este o situație care nu mai poate să persiste și de aceea am semnat aceste dispoziții de demolare. Și câte sunt în totalitate? 7. 7 astfel de rase, de terase vor fi demolate. Sunt reacții de rezistență din partea celor care le frecventau, din partea proprietarilor? O mare majoritate, chiar aș spune o majoritate copleșitoare a timișorenilor, susține această măsură, tocmai pentru că vine în sprijinul celor din domeniul Horeca care au afaceri legale, pentru că, până la urmă, dacă tu ocupi domeniul public, adică un teren public, și nu plătești niciun fel de redevență, concesiune, clar că ai un avantaj economic față de ceilalți. Multe dintre ele nici nu mai investit pentru că oricum nu au nevoie și deci mulți antrenori din Horeca chiar m-au felicitat pentru această măsură. Și ce vrem este într-adevăr o Timișoara vibrantă, dar cu condiții egale pentru toată lumea și mai ales trebuie să fie legal și dacă se întâmplă ceva pe domeniul public, atunci bineînțeles că trebuie plătite concesiuni și așa mai departe, trebuie construit cu autorizații, să fim siguri că este și sigur pentru cei care frecventează aceste locuri și nu să ocupi, adică aceste terenuri au o valoare de piață de peste 22 de milioane de euro. Timișoara a pierdut anual în jur de 1 milion de euro concesiuni pentru aceste terenuri și clar că în sensul ăsta vorbim deja despre o competiție neloială și avem nevoie de o viață de noapte și o viață de Horeca cu antreprenori cinstiți. Domnule Dominic Friț, fost... acum 2 ani, dacă lucrurile stau așa cum le prezintă domnul primar, domnule Friț, de ce n-ați făcut mai repede acest demers? Mai ales că anul ăsta Timișoara se bazează pe mai mulți turiști. Este capitala europeană a culturii. Da, Timișoara nu pierde nimic dacă se luptă împotriva ilegalităților, adică turiștii au foarte, foarte multe locuri. Nu, dacă ele generau 1 milion de euro pe an, de ce n-ați acționat acum 2 ani? Locul ar fi putut să fie unele legale, care să genereze locuri de muncă, profit legal. Da, vă răspund, în primul rând, nu este posibil să legalizezi o construcție pe domeniul public, adică odată ai construit pe domeniul public fără autorizație, nu mai poți intra în legalitate, e foarte important. Acum, acest argument, de ce n-am făcut totul ce trebuia să facă politicienii în ultimii 30 de ani, în primul meu an de mandat, este cât de cât un argument, nu știu, contrafactual, pentru că eu, dacă v-ați uitat ce am făcut, cu ce m-am ocupat în primii ani, a fost tocmai, de exemplu, să restructurez primăria, pentru că nu eu trebuie să singur să decid aceste lucruri, este nevoie de echipe întregi de patrimoniu, de urbanism și așa mai departe. Și pe această speță, fostul director de patrimoniu a făcut pușcărie pe această temă. Directorul de patrimoniu, când am ajuns eu în primărie, acum are un dosar penal la DNA. E clar că nu cu acești oameni am putut să încep aceste demersuri și de aceea din prima zi am făcut ce am promis, adică am adus transparența și restructurare în administrație și acum se văd și rezultate pentru că cu acești oameni pot să merg și să... Sunt critici în continuare împotriva dumneavoastră și din partea fostei administrații. Domnul Robuș a postat pe Facebook niște imagini dintr-un parc. Nu știu bine ce parc, e frumoasă Timișoara, n-am petrecut suficient timp încât să cunosc locurile. Un parc plin de buruieni și vă acuză că nu tăiați iarba din acel parc. Iată, acestea sunt în parcul civic, este acesta. Și într-adevăr, iarba e cam mare. Există vreo explicație, domnule primar? Da, bineînțeles că acest parc
este din vremea domnului Rohu, care a luat o firmă care a intrat în insolvență și parcul este de fapt o investiție care încă nu s-a terminat. Dar știți, acum eu nu pot să mă iau după oameni care cu majoritate copleșitoare, timișorenii cu peste 70% au spus că nu îl mai vor pe domnul Robo primar, că el e cel care nu poate să accepte acest lucru și în fiecare zi își varsă frustrările pe Facebook. Nu cred că merită comentarii. Da, sigur, e o luptă politică, vin și alegerile. Nu cred că e o atitudine corectă față de opoziție. Până la urmă, domnul Robu sau orice alt critic are și legitimitatea să existe. Da, fiecare se luptă, poate. Eu am toată legitimitatea să nu comentez. Corect. Domnule Friț, ați spus săptămâna trecută, dacă nu mă înșel și profit de faptul că sunteți la telefon, că n-ar fi cazul ca guvernul să se gândească la bugetele primăriilor, pentru că primăriile au nevoie de bani în continuare și nu se pot face tăieri. Dacă vor exista în continuare din partea guvernului astfel de intenții de reducere a bugetelor primăriilor, cum vă afectează? Nu, eu am spus că acolo unde noi ne autogospodărim cu veniturile proprii, adică cu taxele și impozitele pe clădiri și terenuri și la fel cu cota noastră parte din impozitele pe veniturile timișorenilor, eu nu văd de ce guvernul, impunându-mi unde să-mi cheltuiesc banii mei, adică banii ce, încă o dată, sunt venituri locale, cum din astea să facă vreo economie la bugetul de stat. Este o aberație totală și de aceea spun, dacă guvernul vrea să facă economii la buget de stat, trebuie să se uite la buget de stat. Eu nu am vorbesc de transferuri sau de altceva. Să nu se atingă de bugetele locale, asta absolut, cere. Absolut, exact. Pentru că oricum ceea ce fac este, de exemplu, vor să nu mai am voie să angajez oameni. Păi dacă îmi pleacă, nu știu, o tânără arhitectă în concediu de maternitate și eu nu mai am voie să caut un înlocuitor pentru ea, asta înseamnă pe de o parte că cetățenii așteaptă mai mult pentru autorizațiilor de construire, de exemplu, și în al doilea rând, banii economisiți nu se duc înapoi la buget de stat. Faptul că nu mai plătesc un salariu nu se duce înapoi la buget de stat și eu o să-i cheltui altundeva în cadrul bugetului local pentru altceva. Nu sunt bani economisiți pentru guvern, pentru că oricum noi doar cheltuim banii ce ne revine prin taxele și impozitele locale și prin impozitul pe venituri celor care lucrează în orașele noastre. Mulțumesc mult, Dominic Friț, pentru intervenție. În final, Val Vâlcu, iată, primarii spun nu vă atingeți de bugetele noastre. Magistrații și-au mărit salariile cu 25%. Sunt și alte categorii care nu vor fi lezate niciun fel de tăieri sau de micșorări, pensiile speciale, etc. Până la urmă... Ca și în 2010, da. Se discută de posturi, blocăm măsuri de astea hirupiste, care așa, cum spunea și domn primar, se întâmplă și în spitale, nu? Se pleacă, rămâi fără un medic la ATI, închizi spitalul, nu mai voie să angajezi. Sau ce faci, externalizezi jobul ăla? Mă rog, ar fi o soluție, dar nu știu dacă o permite legea. Și atunci... Ne gândim de ce merge atât de prost administrația publică față de privați care, în ciuda administrației publice, atât că reușesc să mai existe în România și companii private. Păi, dacă vrem să meargă la fel de bine, ar trebui să facă la fel. Ai un buget, dacă îl depășești, intri în faliment, să se face controlul costurilor. Cum? Păi, mergând pe bugetul alocat și în interiorul acelui buget își rezolvă fiecare primarul, directorul de la nu știu ce agenție, că sunt cu sutele, nu le mai ține minte. Dacă eu îl provoc pe premier sau pe președintele Camerei să vină și să spună din memorie fără să citească.